acest moment suntem o echipă fără spirit, o echipă care nu e demnă de numele Rapid, o echipă contestată în toate pozițiile. Eu nu am un obiectiv în contract promovarea, nu am nici 7 meciuri pierdute sau 10 câștigate la rând, nu am niciun obiectiv, am un contract pe 3 ani aici. Eu am avut o discuție și am spus că nu divulg lucrurile astea. Am avut o discuție cu jucătorii la cheile grădiștei în cantonament, ca să știe toată lumea. Pe 3 iulie sau 4 iulie, nu mai știu exact, într-o zi de luni a fost. Nu luni, nu, pentru că am plecat vineri în cantonament. Dar luni, marți, ceva de genul ăsta, oricum nu mai contează. Și eram a șaptea favorită la promovare în momentul ăla. Când a început campionatul eram prima. Dar eu discuția, tu nu erai. I-am adunat pe toți și le-am spus în felul următor. Nu am obiectiv promovarea în contractul meu, dar dacă Rapid nu promovează, eu 100% voi pleca. Și îmi voi ține această promisiune. Pentru că eu dacă mă simțeam vinovat, eu vinovat în totalitate de ce se întâmplă aici, pentru binele Rapidului, eram primul care pleca. Dar nu plec, pentru că sunt un luptător, sunt foarte, foarte optimist și am mare încredere în grupul ăsta de jucători, că vom rezolva singuri situația asta de, mă scuzați, de rahat în care suntem.